În a doua zi după Paște, la prima ora dimineții, Târgoviștea părea încă pustie. Bugetarii s-au întors la serviciu, dar mulți angajați din mediul privat au fost răsplătiți de patroni cu o zi liberă în plus. În aceste condiții, aglomerația unei zile obișnuite nu s-a regăsit în multe orașe. Cei mai mulți angajați s-au întors la muncă, însă elevii au parte de o nouă zi de vacanță. Așadar, și traficul rutier este mai liber în Târgoviște. Pe la ora prânzului va fi însă ceva aglomerație, pentru că oamenii se vor întoarce în marile magazine pentru cumpărăturile pentru petrecerea de mâine de Sfântul Gheorghe. Pe bulevardele din Târgoviște, abia zăreai câte o mașină în prima parte a zilei. Târgoviștenii nu s-au grăbit nici ei să iasă din case la prima ora dimineții, descurajați și de stropii de ploaie care nu au ocolit orașul. De miercuri însă, această atmosferă liniștită va fi înlocuită cu aglomerația urbană specifică.